Bună seara, dragi telespectatori! Este miercuri, este ora 19:30, iar aici, în platourile televiziunii Giurgiu, începe emisiunea La Porțile Dorului, emisiunea care vă oferă dumneavoastră bucuria ca în fiecare seară de miercuri să vă întâlniți cu cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular românesc. Invitatul din această seară ar fi trebuit să fie în platoul nostru în urmă cu 2 săptămâni. Dar așa cum vă spuneam la vremea respectivă, o gripă rebelă l-a ținut acasă, iar în această seară vine cu forțe mari, cu forțe tari, pentru că de Giurgiu este legat sufletește atât de locuitorii municipiului cât și ai județului, prin spectacolele la care a participat, prin actele de caritate pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Este un prieten drag sufletului meu, este un prieten drag al dumneavoastră, al giurgiuvenilor și, nu în ultimul rând, al românilor. Vine din zona Romanațiului pentru dumneavoastră și pentru toți iubitorii de folclor, îndrăgitul interpret al cântecului popular românesc, Constantin Măgureanu. Bună seara, Costi! Bine ai venit în platoul televiziunii TV Giurgiu. Și sincer îți spun cu bucurie că fiecare revedere cu tine mie îmi creează o stare de bine, pentru că ne leagă niște ani buni de prietenie, prietenie sinceră, total dezinteresată, și trebuie să mărturisesc cu sinceritate că ești unul din vocile de aur ale cântecului popular românesc. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor telespectatorilor. De ce nu la mulți ani, pentru că așa e frumos să spunem la început de an. Am venit cu mare drag pentru prietenia noastră, pentru giurgiuveni și pentru postul dumneavoastră de televiziune. Vreau să spun, dragă Costi, că TV Giurgiu emite de 1 lună și jumătate, iar emisiunile noastre, indiferent care sunt acestea, se bucură de un real succes, sunt urmărite de telespectatorii noștri, pentru că aici există o echipă de profesioniști și te vei convinge și de echipa de la redacția de folclor, unde fiecare dintre noi punem suflet ca prin cântecele oferite de invitat și profesionalismul colegilor să atingă nota maximă. Văd că aveți numai băieți tineri, cred că, sau sunt convins că sunt și specialiști pus pe problemă, da? Mă bucur că m-ați așteptat cu atâtea bucate și pe parcursul emisiunii nu știu dacă o să apucăm să mâncăm ceva, dar eu le doresc telespectatorilor să aibă în casele dumnealor ceea ce noi avem pe masă și mai ales toată viața. Deci nu știu dacă ai mai auzit expresia asta, să mănânce toată viața cozonac. Așa să dea Dumnezeu. Ai înțeles, nu? Toți adică, românii să aibă o viață bună. Deci cozonac nu mănâncă oricine. Absolut, așa da. Este. Și ca să intrăm în tema emisiunii, pentru că tot am deschis porțile dorului, aș vrea să-l întreb pe invitatul meu, pentru că eu știu, dar să ne spună el pentru telespectatori, de unde vine ca om? În primul rând, am uitat să zic mult succes pentru emisiune. Îți mulțumim frumos și cu siguranță viață lungă, viață lungă. Să dea Dumnezeu și tu să ai viață lungă. Eu vin dintr-o zonă foarte frumoasă, tot de la Dunăre, din orașul Corabia, care reprezint zona Romanați, Valea Dunării. Trebuie să spunem telespectatorilor că atât tu cât și doamna Gheorghița Nicolae reprezentați cu cinste această zonă bogată în cântec, și dans. Și foarte mulți, suntem foarte mulți în acea zonă, foarte, foarte mulți. Este Liana Sima, pot să-i enumăr, nu? Sigur că da. Care mi-a aduc eu acum repede aminte. Sunt artiștii noștri ai tuturora. Deci Marius Măgureanu, fratele meu, Gheorghița Nicolae, Constantin Enceanu, Neta Soare, Ionel Marcu și cam atât mi-aduc eu aminte. Ne mai aducem aminte și dar sunt foarte, foarte mulți. Cu siguranță, pentru că este o zonă bogată în cântec, în dans, în tradiții, și iată că folclorul românesc trebuie să fie mândru că unul dintre reprezentanții săi este invitatul nostru special în această seară.
Și vreau să vă spun, stimați telespectatori, că voi încerca cât se poate de mult să vorbesc, cât pot eu de puțin, pentru că am fost atenționat în emisiunea trecută de soția mea, care spunea că nu prea las invitatul să vorbească, dar ca să vorbească invitatul trebuie să-i punem niște întrebări. Vreau să vă mai spun dumneavoastră, stimați telespectatori, că avem două numere de telefon unde dumneavoastră puteți să vă adresați prin mesaje atât invitatului cât și celor dragi din viața dumneavoastră, precum și un număr de telefon unde puteți intra în direct cu Constantin Măgureanu. Costi, haideți să spargem gheața. Eu mă bucur că v-ați gândit la asemenea emisiune. Mă gândeam, zic, mă, în toată țara sunt televiziuni, numai la Giurgiu nu ne invită nimeni. Ne invită Clement numai la spectacole și la televiziune deloc. Da, trebuie să spunem, foarte bine, foarte trebuie să spunem cu mândrie, la Giurgiu mai sunt două televiziuni concurente, însă la TV Giurgiu este singura televiziune locală care face o emisiune de folclor și nu cu oricine. Pe această cale vreau să îi salutăm și noi pe domnul Floricel, domnul deputat, deputat Floricel, chiar pe domnul Ioan Nicolae. Da, pentru că și domnia sa a venit cu echipa de fotbal la Giurgiu. La Giurgiu, da, și cred că e un lucru extraordinar. Ar fi un lucru extraordinar dacă Măgureanu se... Ar cânta. Da, se apucă să ne cânte pentru că plăcere. Noi așteptăm cu mare nerăbdare. De-aia am venit în această seară. Încă o dată spun, pentru prietenia noastră, pentru giurgiuveni și pentru să le mai aduc, să le readuc aminte cântece mai vechi și mai noi. Și cu siguranță pe parcursul emisiunii o să le readucem în atenție telespectatorilor și câteva lucruri picante din viața lui Constantin Măgureanu. De ce nu? Până când invitatul meu merge la locul de cântat, vă îndemn, stimați telespectatori, să puneți mâna pe telefoane, aveți trei telefoane la îndemână și puteți să ne trimiteți ori mesaje, ori să intrați în direct. Până vă faceți curaj, Constantin Măgureanu și-a făcut curaj și ne interpretează două din frumoasele melodii pregătite pentru dumneavoastră. În peron pustiu de gară, bătrânel de la țară se ruga plângând de mine să-i dau banii să-și iau pâine. Scose-i banii și dădui, dor în ochii lui văzui mai. Era cu gândul departe și-mi rugă de sănătate. Își băgă-n buzunar banii, blestemând soarta și anii. Să ai fericire, tată, nu ca mine bătut de soarta. Să n-ajungi așa ca mine, să trăiești de azi pe mâine. Singur pe drum hoinărind, ca un câine izgonit mai. Copiii ce i-am crescut au uitat și cine sunt mai. Eu i-am crescut cu necaz și m-au dat afar din casă mai. Parcă nu-s copiii mei, nu mai am loc lângă ei mai. M-am făcut frate cu drumul, nu mă caută niciunul.
le-am închinat viața lor și acum un biet cerșător mai. Merg prin frig și merg prin ger și ridic ochii spre cer mai. Frigurile m-au răpus și mă rog la fel de sus mai. Lor să le aduc aminte, să știe ca un părinte. După o viață de om, n-am un pat unde să dorm mai. Sunt un biet bătrân de țară și dorm pe-n peron de gară. Orice nuntă are naș și la sat și la oraș. Și așa-i frumos la nuntă, joc și veselie multă. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Joacă-n lumea cum cânt eu, să trăiască nașul meu. Oră mare să pornească, nașul mare să trăiască. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Nașul și cu nașa lui, înaintea jocului, primii au fost la cununa, și-acum primii la juca. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Socrule, să nu te lași, să stai cu ochii pe naș. Că așa cum îi cinstești, tot așa plată primești. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Șade nașul și privește, bagă mâna și plătește. Că la nunta asta mare, nașul-i nașii cel mai tare. Iată că invitatul nostru ne-a introdus în lumea muzicală a romanaciului și cu siguranță în celelalte evoluții ne va purta prin cântec și prin alte zone folclorice. Și aș vrea, stimați telespectatori, să-mi permiteți ca prima melodie să o dedic unor prieteni dragi sufletului meu care se uită cu siguranță la noi, Neluțu Dragomir și Iulian, iar cea de-a doua piesă, cu nașul, vreau să fie în asentimentul meu, da. Să o dedicăm, că se spune că la o nuntă nașul este cel mai tare.
Eu vreau să o dedic directorului postului de televiziune, pentru că este nașul nostru, al tuturora. Aș vrea să te întreb, Costi... Și mă uitam la... la dumneavoastră, că vedeam, ședeați așa ca un naș, șade nașul și privește, dar bagă mâna și plătește eu mai târziu. Eu am culunat 7 perechi. Și eu am fost la câteva anunțe aici în Giurgiu, la restaurant și lumea, într-adevăr, se distrează. Da, la noi se petrece frumos la evenimente de genul acesta. Eu am fost, văzut, am văzut. Inclusiv la fata mea, că doar ai fost prezent și îți mulțumesc public pentru... participare. N-aveți pentru ce. Iată, telespectatorii au început să prindă curaj, avem deja un... Vreau să-i zic și eu, să-i dedic toată emisiunea lui Tanti Geta și lui Andreea, nepoatei Andreea. Iar eu toată emisiunea o dedic soției tale, care este acum în Giurgiu, ne urmărește și cu siguranță... Și pentru după familia emisiune, dumneavoastră. Mulțumesc. Cu siguranță Vera o să ne certe sau o să ne laude. Vedem noi cum ne descurcăm la sfârșit. Ne laude. Avem deja un prim telespectator. Alo, bună seara. Alo? Alo, da? Să trăiți cu respect, domnul Lili. Bună seara. George Enache. Bună seara, George. Și vreau să... Bună seara. Vă spun și eu, bun găsit și multe emisiuni. Mulțumim. Dumneavoastră și bun găsit maestrului Constantin Măgureanu, care știm că a fost un apropiat al maestrului Marin Chiocel de aici, de la noi, de la Giurgiu. Da, am să vorbesc, mi-am propus să vorbesc și în seara asta de maestru Chiocel. Și multe emisiuni să mai poftească pe la noi. Cu mare plăcere. O să venim. Îi dorim multă sănătate. Luna viitoare la un spectacol. Mult succes. Să trăiți cu răzbunare. Mulțumim, George, și cu siguranță invitatul nostru va participa peste 3 săptămâni la un spectacol umanitar. Face parte din distribuția de excepție pe care o vom avea peste 3 săptămâni la acest spectacol și despre acest spectacol vreau să vorbim ceva mai târziu, pentru că mă mândresc că au răspuns invitației mele cei mai de seamă interpreți ai cântecului popular românesc. Datorită felului de a fi al dumneavoastră și datorită caracterului dumneavoastră. Mulțumesc. Întotdeauna eu am avut în vedere o vorbă a bunicii mele, care, femeie de la țară și fără știință de carte, spunea întotdeauna, maică, pe unde mergi să-ți miroasă numele a florii. Este un motto după care mă ghidez în viață și aș vrea, dacă telespectatorii apreciază că este constructiv, să o facă, pentru că e bine să lăsăm ceva în urma noastră. Mai vreau să, înainte de a-mi pune altă întrebare, mai vreau să mai salut pe doi prieteni ai mei care eu mai cânt așa cu ei din când în când, de aici de la Giurgiu, pe Paulică Gheorghe. De la Plopșorul. Da, cu acordeonul și pe Costel cu vioara. Da, Costel Mihai, care cântă și cu vioara și cântă frumos și cu vocea. Și cu vocea. Da, și el acum cântă cu Virginica Neagu. Da, în Telerman. În Telerman la și ei vor la face evenimente. Parte din taraful de la spectacol de peste 3 săptămâni. Te-am văzut purtând o cămașă deosebită. Da, o cămașă creată, realizată la... Bine, nu sunt motive din Maramureș. Făcută la Moisei. Se apropie de zona de interferență. Am primit-o. Cadou. Am primit-o cadou de la prietena și colega mea mai mică, Oana Tomoiagă, de ziua mea atunci pe 13 noiembrie, când am făcut o lată. Și eu am făcut o lată la un alt post de televiziune. Nu, putem să spunem, chiar la Edno, da? La Edno, unde sunt și mâine dimineață, alături de fratele meu, de Virginica Neagu, de Ion Drăgan. Și într-o emisiune moderată de un giurgiuvean, trebuie să o spunem și pe asta, pentru că Gheorghe este de fel din Băneasa de Giurgiu, dar căsătorit în... 1 decembrie, mai nou denumirea actuală a localității. Întotdeauna mi-aduc cu mare plăcere, cu foarte mare drag, când vin în Giurgiu și trec, văd pancarta de Frătești. De acolo s-a născut maestru Chiocel, da, care îi datorez foarte mult, aproape toată cariera mea. Eu datorez. Am mai să-l odihnească Dumnezeu. Am mai spus-o și săptămâna trecută, când a fost invitată Silvana Râciu. Da. Marin Chiocel ar fi trebuit să
creeze pentru Giurgiu, pentru că, așa cum spuneai, ai văzut indicatorul de Frătești, ar fi trebuit să, dacă tot a fost să moară, să fie îngropat în țărâna comunei Frătești, dar... sau, vă spun eu, ar trebui, așa cum are statuie Liviu Vasilică, așa ar trebui o statuie lui Marin Ghiocel aici, pentru ce a făcut el pentru folclorul... Din păcate, Marin Ghiocel, la vremea respectivă, nu a fost apreciat, de-aia Gorju l-a preluat. Extraordinar, și l-a îmbrățișat foarte tare Gorju, pentru că el acolo a făcut performanță cu soliști, de soliști, adică ne-a făcut piese, ce piese ne-a făcut dumnealui și ne-a ridicat extraordinar de mult. Pe mine, eu eram băiatul lui. Câte aproximativ? Și de câte ori mă duc la Târgu Jiu, merg la dumnealui la cimitir și pun o lumânare. Frumos, că nu ți-ai... Dumnealui și directorului, fostului director de la ansamblu Doina Gorjului, Liviu Dafinescu, care din păcate și dumnealui nu mai este printre noi. Da, cunosc faptul că pentru Dafinescu se face anual un festival și am înțeles de la domnul Ghițulescu că urmează ca și pentru In Memoriam Marin Ghiocel să organizeze un festival care să-i poarte numele. Să vă mai spun un lucru ce nu știe foarte multă lume. Maestru Marin Ghiocel, deci era ca tatăl meu și prietenul meu cel mai bun, și cu Dafinescu, directorul, sunt îngropați în cimitirul eroilor din Târgu Jiu. Asta spune foarte multe. Și după moarte amândurora li s-au acordat lucruri mărețe, pentru că au meritat cu desăvârșire. Multe lucruri. Eram un copil, eram nimeni. În 1990, când eu am fost angajat la 15 octombrie 1990 la Târgu Jiu, la Doina Gorjul, și eram, nu mă știa lumea. Dumnealui m-a luat sub aripa dumnealui, mi-a făcut cântece gratis. Lucru mai rar. Stăteam cu dumnealui în cameră, deci la hotel, noi amândoi, eram care stăteam amândoi în cameră, ne asigurase Consiliul Județean, mie și dumnealui. Să înțeleg că... Deci o legătură extraordinar de mare, extraordinar de mare. Și lumea nu știe... Da, sau nu știe lucrul ăsta. Păcat că aflăm lucruri frumoase făcute în timp de maestrul Marin Ghiocel, dar ce păcat că el este plecat într-o altă lume și probabil de acolo poate în lumea aceea creează mult mai mult și este mai mult apreciat și pus în valoare. Costi, știu că ai un repertoriu foarte, foarte vast, foarte bogat. Da. De unde... Nu te întreb câte piese, pentru că n-ai să știi cu siguranță numărul exact. Eu le știu. Da, câte ai? Deci piesele mele sunt 147, deci numai ale mele. Din repertoriul propriu. Înregistrate sunt mai multe, pentru că am mai preluat de la cei trecuți în neființă, dar așa ale mele sunt 147. Și din toate aceste 147 de piese? Pe 13 albume și Radio București imprimări. Mai știu că tu ești difuzat la toate posturile locale, nu mai vorbim de cele naționale, cum ar fi de radio și de televiziune, da, așa este. Păi după domnul Clement, după 27 de ani de meserie, da, mi se pare corect. Este adevărat, lasă-mă pe mine să te laud, pentru că într-adevăr ești o voce care este iubită, toți care au creat, indiferent că a fost linia melodică sau ți-au încredințat un text, n-au făcut-o întâmplător, pentru că are Costi ceva aici în gât. Am lucrat foarte mult. Și e foarte serios. Cu foarte mulți. Asta e principalul, ceea ce trebuie să motiveze pe un interpret, să fie serios și să-și vadă numai treaba lui de a cânta. Să nu vadă altceva. Să nu vadă bani în fața lui. Deci până te ridici... Să rătăcești. Te rătăcești, exact. Deci să vadă în fața lui numai meseria pe care vrea să-și atingă el scopul și țelul. Și ca să nu te rătăcești, Costi... Prin Giurgiu? Nu, în platou. Vreau să îți arăt că undeva în dreapta ta este locul de cântat,
unde da. Și eu și colegii și telespectatorii așteaptă să ne încânți cu alte două piese, iar pe dumneavoastră vă invit, stimați telespectatori, să intrați în direct sau să ne trimiteți mesaje la cele două numere afișate pe ecran. Joia cum un an, trecuiol tu pe Buștean, trecuiol tu pe Buștean, prin dreptul lui Popastan. Și-o văzui pe priodeasă, cum cuse la o cămașă, cum cuse așa cusea, din ochișorii mă sorbea. Inimioara-mi dădea brânci la aleii buze dulci, dar eu sunt băiat cu minte și cu frică de părinte. Eu sunt om la locul meu, cu frică de Dumnezeu. S-o privesc, nici nu îndrăsnesc, cum să-i spun că-mi o iubesc. Ia hoață peste măsură, îmi luă vorba din gură, mă pofti să intru în casă, să-mi probeze la cămașă. Puse vinișor pe masă și găina friptă grasă, și ce dragoste începură, ce mai păcate făcură. Pusei să mă spovedesc și să mă împărtășesc, mă întreabă Popastan, ce-am iubit acum un an. Eu un gând m-am închinat, Doamne să nu-mi dai păcat, că înseamnă să fiu nebun. Ce-am iubit popii să-i spun, cea mai mare păcătoasă este coana prioteasă, păcatul făcut de ea. Eu nu-l iau asupra mea. M-a lovit norocul, petrec ascutata socru. Petrec asca să se știe, cam un socru n-am o mie. La ziua numelui sfânt, tată socrule îți cânt. Hai umple paharele și ascultă urările. Hai noroc și Doamne ajută să ai sănătate multă. Și dacă o vrea Domnul Sfânt, suta de ani pe pământ. De când sunt ginere în casă, tata socru nu mă lasă. Să fac munci grele în obor sau să-i fiu de ajutor. Zice că sunt tinerel, mai bine le face el. De-aia vreau să-l cinstesc, am socru bun și-l iubesc. Hai noroc și Doamne ajută să ai sănătate multă. Și dacă o vrea Domnul Sfânt, suta de ani pe pământ.
tata socru mă îndeamnă, pe muieri nu le lua-n seamă. Că muierile spun multe, și vrute, dar și nevrute. Tată socru să-mi trăiești, mai mulți ani că-mi trebuie. Azi e sărbătoare în casă, ne îmbătăm și nu ne pasă. Hai noroc și Doamne ajută, să ai sănătate multă. Și dacă o vrea Domnul Sfânt, suta de ani pe pământ. Hai noroc și Doamne ajută, să ai sănătate multă. Și dacă o vrea Domnul Sfânt, suta de ani pe pământ. Mulțumim, Constantin Măgureanu, și iată că telefoanele au primit o parte dintre mesaje pe care vrem să le citim și dumneavoastră, deși ele apar pe scrollul televizorului. Pentru cumnata Lupu Geta și cumnatul Lupu Nicu, le mulțumim pentru tot ce fac pentru mine și le doresc multă sănătate, fericire și mult noroc în viață. Cu drag, Viorica. Un alt mesaj din partea familiei Zbengheci pentru părinții mei și socrii. Iată că melodia cu socrul, interpretată mai devreme de Constantin Măgureanu, a venit cum nu se putea mai bine, și dedică toate melodiile din această seară socrilor și părinților. Îi asigură că îi iubesc. Știu că este a doua piesă pe care ai făcut-o pentru socru, dar trebuie să spunem că tu nu ai mai avut parte de socru și... Am avut o perioadă și după aceea... Din păcate s-a, din păcate, s-a prăpădit și noi ne-am înțeles extraordinar de bine. Eu și socrul meu. De aceea am dedicat cât a trăit el, două cântecele. Se cunoaște, dar până când mai pun o întrebare, să mai ascultăm intervenția telefonică a unui telespectator. Alo? Alo? Alo, bună seara! Sărut mâna, bună seara! Bună seara! De la Banii din Giurgiu, pentru Nașa, care a dat nume copiilor mei, doresc și o melodie cu Străinătatea. Dacă se poate. Dacă nu avem pregătită, de fapt, dacă orice invitatul melodie. Nostru, orice melodie să fie pentru Nașa dumneavoastră, să fie pentru dumneavoastră. O să fie mai târziu o piesă de-a mea mai nouă, care se numește Mi-am lăsat casa și satul. Să fie totuși dedicația pe care... De unde sunteți? Poftim? De unde sunteți? Din Giurgiu, pentru Nașa, de la Găujani. De la Găujani. Toate melodiile să fie pentru Nașa dumneavoastră, pentru dumneavoastră și pentru toți telespectatorii noștri. Mulțumesc mult! Bună seara! Iată că au început telespectatorii să-și facă... Mi-aduc aminte de Găujani, de fosta primăriță, doamna Mihaela, nu? Mihaela Lucica Blaga. Da, e o doamnă extraordinară. Da, noi am organizat împreună un spectacol în comuna Găujani, unde și... Domnul Măgureanu a fost printre invitați și, într-adevăr, a fost o acțiune a doamnei Blaga foarte reușită. Se cunoaște Fără domnul Măgureanu, că domnii sunt în altă parte. Fără Costi Măgureanu, așa cum îl alintă Vera, soția lui. Da, și mulți prieteni de-ai mei și multe rude. Fiecare zice cum... Este știu faptul că ești tăticul la trei băieți. Era bine să fii și o fată, dar mă rog, a vrut Dumnezeu. Dar n-am nimerit pe ăsta, am vrut, dar nu l-am nimerit. Cum este să fii tată de trei băieți? Foarte frumos, foarte frumos. Mi-e sufletul plin așa de dragostea lor. Mă joc cu ei, stau cu ei, mă ocup de ei, sunt... niște băieți foarte ascultători. Răzvan și Antonio au apucat calea cântecului. Da, Florinel, care este să vedem mai pe micuț, cel mic. Cu siguranță, atât cât îl aud eu prin telefon atunci când vorbim privat, cu siguranță îl urmează pe tatăl său în ale cântecului și iată că telefonul sună în continuare. Alo, bună seara! Alo? Da?
Bună seara, domnul Clemet, cu stimă și respect. Bună seara. Bun, și din cetatea, mă numesc Burcea Florin. Să trăiești, Nea Florine. Sunt un fan înrăit al domnului Măgureanu. Sănătate, domnul Florin. Vreau să dedic toată mapa de melodii din această seară tuturor locuitorilor din localitatea și cetatea, cât și dumneavoastră personal. Îmi pare rău că n-am putut să intru în direct cu dumneavoastră de ziua onomastică a dumneavoastră, să vă urez un sincer la mulți ani, dar știți cum e, niciodată nu e prea târziu. Mulțumesc, Nea Florine, mi-ai luat vorba din gură. Cu această ocazie vreau să dedic aceste melodii și băieților mei, care știți destul de bine, sunt niște muzicanți deosebiți, și îi urez bun venit domnului Măgureanu și multă sănătate și să o țină tot așa în continuare. La fel, mulțumim frumos. Mulțumim, Nea Florine, pentru intervenția telefonică. Rămâi cu ochii pe noi, pentru că nu vei regreta. Și vreau să le spun telespectatorilor că domnul Florin Burcea are într-adevăr doi băieți minunați, niște instrumentiști virtuoși, fac parte dintr-o formație care într-o emisiune viitoare vor fi invitații noștri, pentru că vrem și giurgiuvenii să fie promovați și să fie așezați acolo unde le este locul. Familia Burcea nu sunt muzicanți, nu? Da, da, da. Știu că sunt și pe la Alexandria, parcă. Nu știu dacă sunt rudă, dar da. De familia aceasta, Burcea, din statul cetatea, o cunosc foarte bine, îmi sunt prieteni și copiii și familia domnului care a intervenit telefonic. Așteptăm în continuare, stimații telespectatorii, mesajele dumneavoastră, telefoanele dumneavoastră, dar iată că sună în continuare telefonul și mai spunem altui telespectator, bună seara, alo! Alo, bună seara, domnul Clement, bună seara, domnul Constantin! Bună seara, doamnă! Sărut mâna! Vreau să vă spun și să vă mulțumesc pentru frumoasele emisiuni care ne le-ați adus, să ne încălziți sufletul în Giurgiu. Vă mulțumim și noi. Vreau pentru apreciere. Vreau să vă spun că tot un fan în răiți al lui domnul Constantin Măgureanu. M-a nebunit și pe toate programele de este acolo de televizorul. Să-i spune și... să se uite și mâine dimineață la Etno. Păi și acum. Și acum să uite și mâine, și acolo. Mereu. Da, 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 da. Vă iubesc foarte mult. E nebunit. E fanul dumneavoastră în răiți. Mulțumim. Da. Cine și... sunteți? Nu ne-a spus cine sunteți, doamnă. Mă numesc Elena Stoica, locuiesc în Giurgiu, mă întrebați dumneavoastră mea la Bila când veniți la cumpărături. Și vă mulțumim din suflet că ne mai încălzit sufletul în orașul ăsta fără locuri de muncă și amărât, ne mai încălzit sufletul cu emisiunile care le mai faceți. Doamnă, cu... am mai spus-o și cu alte ocazii, este singura plăcere a vieții mele, folclorul, și îi mulțumesc Dumnezeu că de-a lungul timpului mi-a dat bucuria să fiu în preajma atâtor interpreți de muzică populară care îmi sunt prieteni dragi și în preajma cărora mă simt extraordinar de bine, dovadă fiindcă și Costi Măgureanu a răspuns invitației fără niciun fel și trebuie reținut acest amănunt. Domniile lor fac deplasarea pe cont propriu, o fac de dragul giurgiuvenilor, o fac de dragul meu și o fac de dragul cântecului popular românesc. Vă mulțumim și dumneavoastră și tuturor artiștilor care vin să ne încălzească sufletul în Giurgiu și a dorit să-i dedic această emisiune în totalitate soțului meu, pe care îl iubesc foarte mult, și familiei Făcută Stan, de la circulație. Prietenii. Declarație în direct, doamnă, nu? Declarație în direct. Da. Dar de ce nu mi-l dați pe soțul direct, dumneavoastră, să vorbim la telefon? De ce nu mi-l dați? Da, da. Da. Să plăiești după meu. Sănătate! Bine ați venit la noi în Giurgiu și vă rugăm cât mai multe emisiuni aici și cu domnul Clemen să fie frumos. Păi să nu mai dacă e, nimeni ce avem noi în Giurgiu. Dacă e domnul Clemen, să știți că aduce numai artiști buni. Păi mulțumim mult de tot și să fie sănătos, să trăiască 150 de ani, să ne aducă toți cântăreții buni aici la noi la Giurgiu. Fără reparații. Vă iubim mult de tot. Ce cântec să vă cânt în seara asta? Ce vreți să orice cântec. Nu e, pentru mine nu e ceva... Un anume. Aveți toate cântecele frumoase, dumneavoastră, domnul Ecianu, domnul Petrică Mățu Stoian, toți cei buni, îi iubim pe toți. Și mulțumesc. Pe domnul Clement, la fel, îi iubim de mult, pentru că ne mai dă acolo cu te sufleți din cel ăsta, mai uităm de alte griji. Vă mulțumim pentru aprecieri. Și mulțumim că iubiți muzica populară. Iar peste 3 săptămâni, Costi Măgureanu, alături de alți artiști, să nu ne lăsați, pentru că așa putem să aflăm și noi dacă muncim în zadar sau dacă ceea ce facem noi, redacția televiziunii,
împreună cu invitații noștri, satisfac gusturile dumneavoastră al telespectatorilor. Vă mulțumim, mulțumim mult, sănătate. Sănătate și vizionare plăcută. Iată, Costi, că giurgiuvenii cu sinceritate își declară dragostea și respectul pentru tine. Și așa față, că, în general, față de interpreți. Așa este, sau pentru iubitorii că de folclor, care toți invitații care au fost până acum s-au sunt bucurat. Sunt și alții care nu le place muzica populară. Nu nimic, noi încercăm prin emisiunea asta să-i noi ne interesează apropiem, să uite sigur lumea că la noi, da. Iubitorilor de folclor. Și dacă ar putea să se uite și alții, nu e problemă. Încercăm să apropiem de folclor și alții iubitori. Știu că dumneavoastră faceți lucruri frumoase și noi de fiecare dată venim cu mare, mare plăcere. Nu știu dacă am să pot vreodată să pun semnul egal între ceea ce faceți voi, interpreții, artiștii, și ceea ce fac eu pentru artiști, însă mă resemnez spunând că într-o prietenie nu se contabilizează niciodată ce face unul pentru celălalt. Da, eu la fel am făcut. Nu m-a interesat lucrul ăsta. Costi, ești artist de 27. 27, mulți înainte, iar viața să-ți fie lungă, așa cum știi că urez eu, 103 ani. Canașa. Canașa. Am făcut-o pe Nașa vedetă, toată lumea care mă cunoaște, umurează să trăiești cât nașii ta. Dar mai trăiește? Nu mai trăiește. Ar fi fost culmea, cum ar fi avut 109 ani. A, era bine. Să fi trăit, dar mă rog. O aduceam la emisiune. Exact. Vreau să te întreb dacă, nu știu, din munca aceasta de artist, și când spui artist, toată lumea vede tot un roz, dacă se câștigă bine, dacă trăiești bine din... Dar ne spui după ce mai vorbim cu un telespectator. Alo? Da. Da. Înseamnă că e o mama e la telefon. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara și domnul Măgureanu! Bună seara! Că ne bine dăm niște cântece de ne bucură sufletul. Bine v-am găsit. Cine sau sunteți? Cine suntem? Da! Mamaia de la exact. Sorot, mâna mamaia, eu ți-am recunoscut vocea, dar te-am lăsat pe mata să ne spui. Hai să dau jenuță de dedicatul. Ia zi, mamaie. Dau pentru Gelu Voicu. Da. Că interpretul meu preferat. Și pentru părinții lui Gelu Voicu. Și pentru doamna Cernea, că e o scumpă, o iubită și o frumoasă. Și Daniela Cernea, da? Foarte mult și o fost dulce. Și pentru Laga Ilie de la Giurgiu, că e și meu, și pentru Subui Pese din Giurgiu, și pentru Mirea Nicolae din Olnacu, și pentru dumneavoastră, domnul Stremer, că sunteți un om calculat și diplomat, și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc, și mamaie! Și vă mulțumesc, noroc și multă sănătate, și pentru vecinii mei, și pentru dușmanii mei, și pentru vecinii mei, și pentru vecinii mei. Să fie sănătoși, mamaie, să toți ne trăiască și dușmanii și toată lumea. Și dușmanii să-i dea dracu. Păi nu, eu le spun neprieteni, să știți, la dușmani. Să le căie prieteni? Neprieteni. Păi dacă mă vorbește pe rău, prieteni? Nu-i nimic, mamaie, și pe Dumnezeu îl vorbesc mulți de rău și ne ține pe toți pe pământ. Să luăm partea bună a lucrurilor. Da, mamaie, da. Mulțumim, da, mamaie, da, pentru telefon și toate mamaie, melodiile interpretate. Să vă dea Dumnezeu sănătate. La toată lumea și mea tale, mamaie. Și să ne găsim așteptatul cu domnul Măgureanu. Cu siguranță o să fie și Măgureanu, mamaie. S-a văzut cu celul, l-am spus. Sănătate, mulțumim mult. O seară bună sunt. Vă pup dulce pe amândoi. Mulțumim. Este o fană a cântecului popular, eu o cunosc foarte bine pe mamaia de la Olnacu. De aici, de la Giurgiu? Nu, o comună de lângă Giurgiu, dar dintre toți interpreții... Televiziunea emite peste tot? Emite în tot județul Giurgiu și se prinde și în comune din județele limitrofe, iar de la vară va emite în diaspora. Dar, așa cum spuneam, avem doar o lună și jumătate de când am început să emitem și ne luăm și noi cu pașii. Și am înțeles că ați adus numai... Da,
pentru că tot mă bucur de prietenia cu artiștii de muzică populară. A fost doamna Gheorghiță, Daniela Cernea, Maria Ghinea, Silvana Râciu, Geta State, Constantin Măgureanu. Geta e de dumneavoastră de aici. Noastră, a mai fost și cu Mariana Cimpoiașu. Că și Mariana că, la fel, da? Nu? Da, ea e din Vlașinu, iar Geta din Grădiștea. Grădiștea. Te întrebasem dacă se câștigă și se trăiește bine din, din cântecul popular. Când ajungi la un anume nivel, stadiu și nivel, e bine. E bine, nu e foarte bine, dar e bine. Deci este asigurată da, existența da. Familiei, a că interpretului. Mânii pe Dumnezeu când e, adică e bine. Bine. Mă bucur să-ți fie și mai bine decât îți este. Mulțumim. Și vreau să mai faci o mică deplasare la dreapta. Cu mare plăcere. Să ne mai cânți, pentru că ia uite, telespectatorii ne sună, mesajele curg. În continuare, așadar, stimați telespectatori, să-l urmărim pe Constantin Măgureanu. Strop de ploaie-mi bate în geam, Doamne, ce inimă am. Pică frunzele de toamnă, mă gândesc la viața, mamă. Mi-e inima ca pământul, aș zbura la ea ca gândul, că mă arde-n suflet dorul, de când nu-i călca eu. Cu nevasta și nepoții ajunse-i în dreptul porții. Și ea ne-aștepta sărmana cum ce așteaptă cui mama. Pune mâna streașină și oftă cu patima. Și-mi dădui atunci seama ce mult dor strânsese mama. Poluai la piept s-o strâng, să nu mă vadă că plâng. Eu colim privirea tristă și-mi șterg ochii cu o batistă. Luai să-i sărut o mână, dar ea oftă din inimă. Doamne, cât sunt de bătrână, trei să te mai văd, mă. Povestește-ne, măicuță, ce mai e nou pe uliță. Spune-mi cine a mai murit, de când pe acasă n-am venit. Unii se nasc, alții mor, eu stau singură cu dor. Șed în suflet cu tristețea și mă lupt cu bătrânețea. Ce să spun al meu băiat, sunt așa cum le-ai
lumina sa. Toate la noi în obor sunt veci la locul lor. Numai tu parcă ești altul de când s-a dus bietul tatu. De ce n-ai venit, mă mire, să-mi grijești la cei miti? Pe mormântul lui Vădine a crescut firul cu tine. Să vii măcar la zi mare, să-i aprinzi o lumânare. Pe cum vezi, copile dragă, nu la păr basmaua neagră. Doar cu asta mă mângâi, că mă duc și mi-l tămâi. Cât am eu la doruri grele. Doruri grele ce mă apasă de când am plecat de acasă. N-are drumul pietricele, cât am eu la doruri grele. Doruri grele ce mă apasă de când am plecat de acasă. Mi-am lăsat casa și satul și-am luat lumea de-a latul. Că n-am fost vreun înstărit și-am fost copil necăjit, și-am fost copil necăjit, mă. Mea zilele mele greu am mai trecut prin ele. Mi-am luat necazul în spate, am plâns și-am mers mai departe. Viața mea zilele mele greu am mai trecut prin ele. Necazul în spate, am plâns și-am mers mai departe. Mi-am lăsat casa și satul și-am luat lumea de-a latul. Că n-am fost vreun înstărit și-am fost copil necăjit, și-am fost copil necăjit, mă. Cu chin și pe mult și pe puțin, mă. Și dacă m-am chinuit, azi viața m-a răsplătit, mă. Am muncit și-am tras cu chin și pe mult și pe puțin, mă. Și dacă m-am chinuit,
azi viața m-a răsplătit, mă. Mi-am lăsat casa și satul și-am luat lumea de-a latul. Că n-am fost vreun înstărit și-am fost copil necăjit, și-am fost copil necăjit, mă. În spate, după puterile mele, pentru o grumă de avere. Am muncit și zi și noapte, cu cămașa udă în spate, după puterile mele, pentru o grumă de avere. Mi-am lăsat casa și satul și-am luat lumea de-a latul. Că n-am fost vreun înstărit și-am fost copil necăjit, și-am fost copil necăjit, mă. Mi-am lăsat casa și satul, am luat lumea de latul. Că n-am fost vreun înstărit și-am fost copil necăjit, și-am fost copil necăjit, mă. Să-i mulțumim, stimați telespectatorul lui Constantin Măgureanu, pentru melodiile sensibile interpretate. Și până când el vine lângă mine, vreau să citesc câteva dintre mesaje, mai cu seamă că se pare că la telefon este un telespectator. Dedic toate melodiile din această seară pentru părinții mei și pentru invitații dumneavoastră. Semnează Andrei Argeșanu. Vă pupăm și vă salutăm de la Târgoviște, Nicoleta Vasile și Gheorghe Ciucioiu. Vă urmărim pe internet. Vă rog, domnule Clemen, să citiți mesajul și pentru prietenul meu, Costi. Mulțumesc, Jimmy, mulțumesc, Nico. Și eu îți mulțumesc, Nicoleta, și ție, Jimmy, că ești cu ochii pe noi. Și iată că l-am citit așa cum ți-ai dorit. Într-adevăr, mulțumim. Constantin Măgureanu este un prieten al acestor interpreții care își valoroși au, din, exact, Târgoviște, din Târgoviște, da. Și mulțumesc Nicoletei și lui Jimmy, pentru că în urmă cu 2 ani și respectiv 3 ani am fost și eu invitat în emisiunea pe care ei o realizează, la fel, o emisiune de succes la Târgoviște. Să încercăm să intrăm în legătură cu telespectatorul nostru. Alo, bună seara! Alo? Ne auziți? Alo? Se pare că legătura s-a întrerupt. Pentru nevasta mea, Caterina, și pentru copiii noștri care sunt la muncă, bună seara, mă numesc Alex din Cetatea și dedic toate melodiile cu Constantin Măgureanu din această seară pentru bunicii mei și pentru părinții mei. Așa să fie. Și de asemenea mai avem din partea domnului Anculescu un mesaj care ne felicită pentru frumoasa emisiune și ne urează amândorura mult succes în viitor. Îți mulțumim, Cristi, pentru aprecieri și nu uita că ești dator cu o cafea din urmă cu 3 săptămâni. Încercăm să intrăm în legătură cu telespectatorul. Alo? Alo? Alo, da? Bună seara, domnul Clement. Da, eu sunt, sărut mâna. Da, mă numesc Petra Țogoie, sunt din Giurgiu, sunt mătușa Alinei Țone, dansatoare în ansamblu dumneavoastră, care, din păcate, acum e în Spania. Da, știu că este plecată la părinți. Mi-aș dori tare mult să vadă această emisiune. Ne-am bucurat. Domnul Măgureanu seamănă foarte mult cu fratele meu, fratele Alinei.
Și de câte ori îl văd, mă emoționez. Chiar și acum îmi dau lacrimile. De ce? Că vă aduceți aminte de frate, nu? Fratele meu a plecat în Spania și de 3 ani, după cum știți, și Alina a plecat. Cântecul care l-am cântat, mi-am lăsat casa și satul să fie pentru fratele noastră. Da, melodiile chiar m-au tulburat foarte mult. Prima cu mama, pentru că mama noastră e decedată de 10 ani. Eu l-am creat pentru mama mea, care pe 16 februarie împlinește 76 de ani. Mulți înainte. Să rămână, mulțumesc mult. La fel. Și chiar aș vrea să dedic melodiile următoare, sper să fie mai vesele, pentru nepoata mea, Alina, care împlinește 19 ani pe 20 februarie și, din păcate, noi nu vom fi alături de ea să-i facem urările necesare. Și fratelui meu, care, după cum v-am spus, seamănă foarte mult cu domnul Măgureanu, și cumnatei mele, care de asemenea este cu ei în Spania. Melodiile dumnealui sunt pe placul tuturor, cred, de la cel mai mic până la cel vârstnic, pentru că acoperă, zic eu, întreaga arie. Îi urez mult succes în continuare. Vă mulțumesc mult. Să aibă putere de muncă, să-și călăuzească băieții, dacă se poate, pe acest drum, că e un drum frumos. Da. Nu spun că e întotdeauna lin. Pentru ei, pentru ei o să fie mai ușor, pentru mine a fost mai greu, am muncit mai mult. Da, ca un sprijin în dumneavoastră și nu pornesc de la zero, e adevărat. Și să-i țină cât poate aproape. Doi dintre ei cântă, deci doi dintre ei cântă. Și Răzvan și Și cel mare, care are 22 de ani. Și cel mijlociu, care are 8 ani, pe 3 martie, și cel mic, 2 ani și 5 luni. Dar cu siguranță și Florinel va cânta. Să urmeze căi bune. Să urmea să ne trăiască la toți copiii. Dedic și fiicei mele, care la ora aceasta este în Coreea de Sud și pe care n-am văzut-o de câțiva ani. Nu îndrăgește chiar așa de mult ca nepoata muzica populară, dar noi încercăm să o facem și pe ea să înțeleagă că rădăcinile totuși sunt aici. Da. Vă urez succes în continuare cu emisiunea. Am observat că numai valoarea s-a dus în această emisiune. Sper să o mențineți la acest nivel ridicat. Să fiți convinsă de lucrul ăsta. Să auzim numai de bine. Mulțumim domnului Floricel că s-a gândit că toată lumea are în viață și momente fericite și momente mai puțin fericite, în care trebuie să aibă parte și de încurajare, dar și de, cum să zic, de felicitări. Așa că succes în continuare. Mulțumim, succes aveți și dumneavoastră în activitatea pe care o desfășurați, să aveți zile frumoase, atât dumneavoastră cât și familia dumneavoastră plecată în Spania. Și nu fiți tristă că va veni vara, vor veni în concediu și veți petrece cât pentru 3 zile de naștere. Deci cântecul care l-am cântat se potrivește pentru toți cei care sunt plecați în străinătate. Da, da, da. Păi de aceea n-am mai putut rezista și am vrut să intru în direct. Succes în continuare și o seară. La fel și dumneavoastră mulțumim, sărut mâna. Bună seara, domnule Clemen, vă mulțumesc în numele tuturor giurgiuvenilor pentru invitații dumneavoastră valoroși cu care ne răsfățați în această emisiune. De data aceasta este vorba numai despre Constantin Măgureanu. Vă vom răsfăța în continuare, în timp, și cu alți interpreți, dragi telespectatori, pentru că avem o bază, cel puțin de 6 luni, săptămână de săptămână, să avem cei mai valoroși interpreți de muzică populară să vină aici, la Porțile Dorului și numai la TV Giurgiu. Avem mesaje foarte multe, încercăm să le citim printre rânduri, vrem să aflăm cât mai multe și de la invitat, să-l și punem să ne cânte, eu să vorbesc mai puțin, dar vrem ca dumneavoastră să vorbiți mai mult. Domnul... Nu-i nimica, eu am de unde slăbi, nici tu nu-ți dorești să fii altfel de cum arăți. Portocale de unde sunt, din Grecia sau din Spania? Nu avem voie să spunem, pentru că le facem publicitate și n-au trecut la caserie, la portocale. Da. Da, importatorul nu a achitat publicitatea și ca atare nu spunem prea multe. Doar le arătăm. Da. Este o săptămână în care interpretul Constantin Măgureanu are 2 zile libere. Și când spun asta, mă gândesc la emisiuni de radio, de televiziune, spectacole, mai știu eu, nunți, botezuri, pentru că acolo e baza de altfel. Eu, în general, știu să-mi fac programul și știu să mă ocup și de familia mea, pentru că am
o știți, am o familie foarte frumoasă, o soție frumoasă, niște copii. Subscriu, așa frumos, este. Inteligenți. Și îmi fac timp și pentru distracție cu ei, îmi fac timp și pentru spectacole. Eu cel puțin de două ori pe săptămână sunt invitat de televiziuni la București. Ca să nu mai vorbim sâmbăta, duminica de... La sâmbăta, duminica, la evenimente. Acum mai puțin că acum, este perioada de iarnă. Acum vine mai sunt chefuri. Da, și vine și puștul. Nunțile vin după Paște. Dar până vine Paștele, să intrăm în legătură directă cu un alt telespectator. Alo, bună seara! Alo! Da? Cu domnul Clement Ionescu. Eu sunt! V-am sunat să vă spun că emisiunea e foarte frumoasă și dumneavoastră sunteți un om simpatic. Mulțumesc, doamna Minodora, nu e așa că așa vă numiți? Deci v-ați dat seama cu cine... Doamnă, să știți că am fost în activitatea profesională, am fost polițist și a vedea și a auzi trebuia să... Vă aud foarte greu. Probabil din cauza legăturii telefonice. Vă rog. Atât am vrut să vă spun, că vă îmi place emisiunea, mă bucur că v-am cunoscut măcar așa și să țineți tot așa, să aveți sănătate multă și să mergeți înainte. Mulțumim frumos de intervenție. Mulțumim. Doamnă, vă întoarcem urările să fiți dumneavoastră sănătoasă și împlinită pe toate planurile. La fel și dumneavoastră. Numai bine, sănătate multă. Și dumneavoastră, sărut mâna. Cum spunem? Deci. Trebuie să știi, un om trebuie să știe să-și facă timp pentru orice. S-a întâmplat în activitatea de 27 de ani să încurci pe cineva, fie că a fost vorba de un spectacol, fie că a fost vorba de un interviu, fie că a fost vorba de o emisiune de televiziune sau, eu știu, altă, mai ales în evenimentele private? Nu mi-aduc aminte. Nu. Și nu cred. Că fiind nenicul tău mai mare, eu te sfătuiesc niciodată eu să sunt, nu faci. Eu sunt serios. Știu asta și vreau să accentuez acest lucru. La Costi Măgureanu, vorba rămâne vorbă. Dacă ți-a promis cu siguranță să dă peste ca bine, cum a fost în urmă cu două săptămâni, dar a fost un motiv independent de voința sa, l-a pus boala jos și... Dar 99%, și... scuzați-mi expresia, unde scuip numai ling. Da, este o expresie din folclorul românesc și așa este. Dar dacă tu ai dat o proporție de 99%, sunt de cuvânt. Eu în proporție de 100% spun că mai avem un telespectator. Alo? Bună seara, domnul comisar Clement. Bună seara. Bună seara. Și invitatului dumneavoastră, Constantin Măgureanu. Bună seara. Vă mulțumim frumos pentru această emisiune și sunt un giurgiuvean născut în satul Grăbiștea. Da. Îmi pare rău că n-am putut să intru atunci în direct când a fost invitată CETA State. Eram și noi la început de drum, da, și... Da, mergea mai greu. Oricum sunt mulțumit că am putut să intru în seara asta. Și CETA va mai fi la Giurgiu, vă asigur. Da. Bănuiesc că poate și în spectacolul care va avea loc la Ateneu, am înțeles? Da, la Ateneu va peste avea loc. Peste 3 săptămâni, da? Da, peste 3 săptămâni. Da. O să fim acolo, dar așa cum am pus de atâtea ori, când dumneavoastră faceți cât un gest de caritate. Să o salutați pe prietena noastră, Geta State. Da, și familia sa. Din partea noastră. Da, domnul Constantin, da. Și vă urez multă sănătate și să dea Domnul să țină această misiune cât mai mult. Vă asigurăm... Viață lungă. Până la... să aibă această misiune, ca să putem să ne mai găsim și noi câte o clipă de liniște, de fericire, să mai uităm de alte necazuri. Prin cântec, într-adevăr, așa este. Vă ascultăm în continuare. Da. Am și o măicuță la Grădiștea pentru care o să dedic următoarele melodii. Să vă trăiască, măicuța. Am cântat și un cântec pentru mama și să fie, da, și pentru mama auzit, dumneavoastră. Am ascultat. Da. Și mai are Constantin Măgureanu pregătită o piesă, Roata. Roata, da? Vieții să opresc. Roata Vieții să opresc, care să fie dedicație, da, de pe acum pentru, da, mama dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot și multă sănătate și să și dumneavoastră la fel. Mulțumim de telefon, bună seara. Constantin, ne omoară timpul. Mergem. Noi avem pregătite foarte multe piese pentru telespectatori. Gata. Vreau să mai merge acolo unde
trebuie să stai în picioare și să ne cânți. Abia m-am învățat. Sigur că da, telespectatorilor le place, dovadă sunt mesajele, dovadă sunt telefoanele oamenilor din Giurgiu și din împrejurimi, pentru că, iată, este dovada că la Giurgiu cântecul popular este iubit, la Giurgiu Constantin Măgureanu este foarte iubit. Așadar, pentru domnul director Petrică Slăvescu, următoarele piese să fie dedicație domniei sale, familiei sale frumoase și măicuței sale de la Teleorman, Constantin Măgureanu. Și petrec câinii la trecaii merg. Când joc lume și petrec câinii la trecaii merg. Mi-e drag pământul de-n cal, multe de-aici mi se trag. Sunt om bun și nu plec capul, că soltean și sunt da dracu. Nu mă las nici dacă mor la mâna dușmanilor. Sunt om bun și nu plec capul, că soltean și sunt da dracu. Nu mă las nici dacă mor la mâna dușmanilor. Ce mă aleg, dacă nu cânt și petrec, să am ce să povestesc atunci când îmbătrânesc. Să am ce să povestesc atunci când îmbătrânesc. Vreau, nu vreau, n-am ce să fac, trece făina prin sac. Sunt om bun și nu plec capul, că soltean și sunt da dracu. Nu mă las nici dacă mor la mâna dușmanilor. Sunt om bun și nu plec capul, că soltean și sunt da dracu. Nu mă las nici dacă mor la mâna dușmanilor. Și muncesc, sunt om, trebuie să trăiesc. Și am inima curată, n-o să mă schimb niciodată. Și am inima curată, n-o să mă schimb niciodată. Am rămas de omenie, toată lumea așa mă știe. Sunt om bun și nu plec capul, că soltean și sunt da dracu. Nu mă las nici dacă mor la mâna dușmanilor. Sunt om bun și nu plec capul, că soltean și sunt da dracu. Nu mă las nici dacă mor la mâna dușmanilor.
făineică. Dar și acum le mai fac, chiar dacă nu sunt băiat mai. Dacă aș putea să întorc viața și anii frumoși, măineică, măcar la 20 de ani te iubeam doar fete mari mai. Dacă aș putea să întorc viața și anii frumoși, măineică, măcar la 20 de ani când iubeam doar fete mari mari. Când eram în vremea mea, iubeam mândra măineica. Dar și-acum câteodată când un pui mai strâng în brața, dacă aș putea să întorc viața și anii frumoși, măineica, măcar la 20 de ani când iubeam doar fete mari mai. Dacă aș putea să întorc viața și anii frumoși, măineică, măcar la 20 de ani când iubeam doar fete mari mai. Eram tânăr, eram câte șapte mândre avea, măineica. Șapte mândre avusei, frate, la vreme ajungeam la toate. Dacă aș putea să întorc viața și anii frumoși, măineica, măcar la 20 de ani fete mari mă. Dacă aș putea să întorc viața și anii frumoși, măineică, măcar la 20 de ani când iubeam doar fete mari mă. Constantin Măgureanu ne-a demonstrat prin ultimul cântec că este un iubăreț. Asta a fost pentru Giurgiuveni și pentru Lili Clement. Eu nu m-am regăsit în acest cântec. Atunci o să-l dedic pe altul. Aveam părul negru corb ăla și da. Dragoste cădeam. Dar vreau să te rob. Asigur că eu acum sunt vopsit da, alb. Părul meu e negru ca pana corbului, dar... pe telefoanele afișate pe ecran sosesc foarte, foarte multe mesaje. Dacă nu am reușit să le citim pe toate, stimați telespectatori, să nu vă supărați, continuați să ne trimiteți mesaje, pentru că sfaturile dumneavoastră ne determină să ne implicăm și mai mult, să ajungem la un standard de calitate. Și mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Lili! Sărut, mă numesc Nela din cetatea. Sărut mâna, doamna Nela. Da. Și aș vrea să fac și eu o dedicație de toate melodiile domnului Constantin Măgureanu din seara aceasta, să fie dedicate fiicei mele Mariana de la Giurgiu, care pe data de 4 februarie împlinește o frumoasă vârstă. Să vă trăiască și Gabi și fata, să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă. Mulțumesc mult, domnul Lili, și să o țin că vă urmărim. Ne bucurăm dacă urmăriți emisiunea noastră, noi ne străduim să vă aducem cei mai valoroși interpreți și o vom face, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, avem posibilitatea aceasta, ținând cont de relația care o am. Da, vă mulțumim foarte mult, bună seara! Bună seara, să fii sănătoasă, mulțumim de telefon, chiar eram pregătit să citesc cele două mesaje primite de la fiul dumneavoastră, cât și de la nepoțelul dumneavoastră, însă trec peste ele acum. Avem un mesaj pentru... domnul Dodo Ioan, colectivul de la
Penny Market, în numele căruia semnează Mirela Argeșanu, îi urează acestuia, șefului lor, multă sănătate, având în vedere faptul că pe 2 februarie este ziua de naștere a domniei sale. Să fiți sănătoși cu toții, să aveți realizări, să îndepliniți targetul impus de șefii dumneavoastră și stați alături de noi, pentru că numai la TV Giurgiu, pe porțile dorului, vor intra cele mai valoroase voci ale cântecului popular românesc. Mai este un alt mesaj, felicitări pentru emisiune, vă urmăresc cu foarte multă plăcere, semnează Răzvan Cuc. Vă salut, domnule Răzvan, vă asigur și pe această cale de admirația și considerațiunea sufletului meu pentru familia dumneavoastră frumoasă și împreună vom realiza peste 3 săptămâni acel minunat spectacol pentru Ruxandra Lungu, care are nevoie de ajutorul nostru. Și așa cum zice românul, să ne ferească Dumnezeu să pătimim ce pătimește copilașul acesta de 8 anișori și ce pătimesc părinții și bunicii lor. Artiștii care vor evolua vin pentru dumneavoastră și pentru mine la acel spectacol și haide să vă spun, dragi telespectatori, avem o distribuție cum rar a mai fost la Giurgiu. În distribuție face parte și invitatul nostru Constantin Măgureanu și Gelu Voicu, prezintă Mihaela Tatu, Gheorghița Nicolae, Daniela Cernea, Mioara Velicu și mi-e frică să nu uit pe careva, Elisabeta Turcu, Simona Dinescu și pentru prima dată la Giurgiu, pentru prima dată pentru dumneavoastră, va fi soprana Felicia Filip. Prezentarea va fi făcută de îndrăgita Mihaela Tatu. Și cu siguranță cei care veți urmări spectacolul, cei care veți urmări spectacolul preluat numai de TV Giurgiu, va rămâne ceva memorabil pentru fiecare. Vă asigur de acest lucru. Constantine... Deci să înțeleg că, sau știe toată lumea, trebuie să știe că cel mai important în viața noastră este sănătatea, nu? Sigur că da, și acest copilaș are nevoie să ajungă la o clinică în Turcia, pentru că vreau să spun că m-am implicat și Consiliul Local Giurgiu a sprijinit-o financiar și doamna Marioara Man-Gheorghe, dacă ne urmărește, doamnă, vă asigur de toată considerația mea pentru gestul frumos pe care l-ați făcut pentru acest copilaș. Domnia sa, prin prietenii săi, au donat copilașului Ruxandrei Lungu un cărucior, pentru că este foarte bine îngrijit acest copil și părinții nu o mai pot ține în brațe atunci când o scoate la aer de la etajul 4 la parter și invers. Da. Dar se pare că mai avem un telespectator. Bună seara! Alo? Noi atunci o să venim la spectacol pentru Ruxandra, pentru Giurgiuveni și pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, aș vrea... eu știu, participarea dumneavoastră a invitațiilor în acest spectacol să fie numai pentru Ruxandra, pentru că dacă o vedeți, cu siguranță vă veți răscoli sufletul. Câți ani are Ruxandra? 8 anișori, ar fi trebuit să fie la școală deja, însă din cauza... Cu băiatul meu, cel mijloc. Sigur, cu Antonio și... Cu Antonio, da. Nu știu, eu încerc să-mi imaginez ce este în sufletul părinților săi. Dragi giurgiuveni, dragi telespectatori, vă rugăm să fiți alături, pentru că niciunul dintre invitați, cât și eu și Răzvan Cuc, nu urmărim publicitate din toată această chestie, ne implicăm cu tot sufletul, pentru că este copilul nostru, este copilul care mâine vrem să-l vedem pe stradă cu ghiozdănelul în mână venind sau mergând la școală și trebuie să-l ajutăm. Și noi la rândul nostru... venim benevol. Sigur că da, veniți fiecare benevol, veniți fiecare din timpul fiecăruia, veniți fiecare cu mașina proprie, deci sunt niște costuri, dar și artiștii înțeleg că sunt și ei oameni, sunt părinți. Dar se pare că s-a restabilit legătura telefonică. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Alo? Da, vă auzim! Bună seara! Bună seara! Să trăiți, domnul Clement. Bună seara. Vă deranjează un țigan. Mă rog, dacă ziceți dumneavoastră... Soare. A, salut, Soare. Dar nu trebuia să faci remarca, pentru că și țiganii sunt oameni, sunt concitadini ai noștri
și îi prețuim la fel ca și pe cei care... În primul rând sunt români. Sigur că da, sunt români și într-adevăr această etnie a dat societății foarte multe valori, indiferent în ce domeniu a excelat dintre aceștia. Te rog. Vreau să-ți urez mulți ani fericiți, pentru că n-am putut ca să intru în... să-ți urez la mulți ani de ziua de 17 ianuarie și mult succes în viață. Mulțumesc în și ție. Activitate. Mulțumesc, soare, și ție la fel și familiei tale. Este un fost coleg de-al meu de dans popular. În urmă cu 40 de ani puneam bazele unui ansamblu în Giurgiu care din păcate, subliniez acest lucru, nici nu mai este recunoscut, dar mă rog, este o altă poveste, o altă tristețe a sufletului meu. Mulțumim, soare, de aprecieri, îți întoarcem urările de bine, să fii sănătos și să ne vedem cu bine. La revedere! La nivel de Giurgiu ar trebui să fie un singur ansamblu tare de tot. Ne omoară orgoliu, Costi. Da. Dar, mă rog, este o altă poveste și vreau să te întreb, să le spunem telespectatorilor că în urmă cu o săptămână, două, poate chiar mai puțin de două săptămâni, ai făcut obiectul unei farse la un post național de televiziune împreună cu Silvana Râciu. Prietena și colega mea. Și invitata noastră de săptămâna trecută. Da. Mulți dintre telespectatorii din Giurgiu nu au înțeles care a fost obiectul farsei. Și unul dintre prieteni mă certa spunându-mi că uite-mă ce au făcut prietenii tăi, Constantin Măgureanu și Silvana Râciu. Eu am încercat să le spui, dar hai să le spunem noi telespectatorilor, da, mai bine. Acolo noi am dezbătut o fotografie care, după cum ați observat, da, era soția mea, deci nu era altcineva. Dar unde a fost poza făcută? Am fost la... Revelionul artiștilor la Târgu Jiu și acolo oamenii din presă, cei de la Pro, au luat chestia asta, deci fotografia asta, au dezbătut-o pe toate părțile și așa a venit și în mass media. Să asigurăm telespectatorii că a fost doar o glumă și atât. A fost o glumă, au vrut ei să dezbată decât fotografia. Așa că să nu credeți ce vedeți pe la televizor. E, nu, tu ai niște antecedente și probabil că oamenii le-au asociat. Da, nu, deci era... Eu o pupam sau o sărutam pe soția mea, nu pe altcineva. Ca în acea fotografie. Dacă era altcineva, cu Vera... Nu, ieșea scandal. Ieșea scântei. Se consumă de vreo 3 zile tot la acest post de televiziune cu Guță. Cred că dacă ar fi intrat în mâna lui Vera, nu mai spăla nici măcar apa tânării care trece pe la Giurgiu. Guță e Guță. Costi, dar sincer, te simți vedetă? Mă simt un om Hai că te-am blocat. Un om, un om al lui Dumnezeu. Știu că ești credincios. Un om al lui Dumnezeu, un om care mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și dau lumii și mama mea care m-a născut, dau lumii ceea ce mie mi-e drag. Mi-e foarte drag să cânt și asta o fac cu mare, mare plăcere. Apropo, este cunoscut faptul Vedete, sunt în străinătate. Da, noi suntem slujitori, interpreți cunoscuți care am muncit mai mult sau mai puțin. Și altceva, dacă publicul nu era sau cântai, puteam să cânt numai la nevastă mea acasă. Dacă publicul nu mă îndrăgea, nu-mi iubea cântecele, nu mă lua în brațe, poate nu. Nu erai cine ești. Da, da, da. Toată lumea știe că ai un frate care cântă la fel de frumos ca și tine. Fratele meu mai mare. Fratele tău, Marius, care este mai mare. Cu 5 ani. Deși acum trebuie să recunosc eu că... Amândoi nu arătați la vârsta care o aveți, acum să nu creadă lumea că aveți câte 80 de ani. Fratele meu a împlinit în 18 iulie, Irak, 50 de ani.
Iar fratele lui mai mic, Constantin, pe 13 noiembrie, 45 de ani, care am făcut și un cântec la roata vieții să opresc. L-ai pregătit și pentru... Și mulțumesc prietenului meu, Jimmy Ciucioiu, pentru că mi l-a încredințat, l-a mai modificat linia melodică sau și? Și linia melodică și textul. La text am mai umblat cu o textieră de-a mea de la Craiova. Georgiana Ion. Da, a ieșit un cântec foarte frumos. Eu îl știu deja. Am să-l fac videoclip și o să-l vadă toată lumea pe toate posturile. Și o să-l dai și nu o să-l difuzăm. Cu mare plăcere, v-am adus deja un material. Da, 13 piese cu cele mai frumoase melodii din repertoriul lui Constantin Măgureanu, care în edițiile următoare, cu ocazia Paștelui, a sărbătorilor religioase de peste an, vor fi difuzate pentru bucuria sufletului dumneavoastră. Ce, atunci când mergeți la Corabia, orașul natal, acasă la mama ta și respectiva lui Marius, ce simte mama lui Constantin și a lui Marius când vede că este înconjurată la stânga și la dreapta de doi artiști, băieții dânsei? E foarte drag, e bucuroasă, se mândrește cu noi, se laudă cu noi. Are toate motivele acum. Ce părinte nu se laudă cu rezultatele copiilor? Vreau să spun domnul Lili Clement că eu aproape zi de zi vorbesc cu mămica mea la telefon. Aproape zi de zi vorbesc cu ea la telefon. Fiind mai mare ca tine, vreau să-ți fac, să-ți dau un sfat. Iubește-o cât este pe pământ, că după aceea orice elogii ai aduce, orice ai face post-mortem, nu mai încălzește cu nimic. Mulțumește bătrânețea. Așa și fac, i-am dedicat și cântece, i-am... Eu știu că o și ajut din toate punctele de vedere. Da, o ajutăm amândoi. Toată lauda pentru că mama este una pe pământ și toată lauda pentru tine, dacă vrei să ne mai cânti ceva, pentru că în regie sunt atât colegii cât și domnul director Petrica Slăvescu, care ne face semn că Marius Măgureanu mai trebuie să cânte, pentru că nu vine prea des la Giurgiu, iar acum, dacă a venit, vrem să-l obosim. Păi mai, dacă mi-aduc eu bine aminte, mai e cântecul pentru dumneavoastră, aveam părul negru corp, mai e roata vieții să o opresc, și crezi că mai dacă... care n-are bănișori, în poznar pentru o bere. 3-4 piese care mai sunt, nemulțumești, noi te-am ascultat până mâine dimineață, însă... Și eu a stat cu giurgiuvenii până mâine la prânz. Da. O să te mai avem asta peste 3 săptămâni. Dimineața trebuie să fiu la altă emisiune. Sigur, te așteaptă Gheorghe și pe urmă să supără Giurgiuveanu nostru, că tocmai de la Giurgiu se întâmplă să nu-i iasă emisiunea. Salută-l mâine, salută și pe ceilalți invitați. O să-i salut și prin intermediul televiziunii atunci, mâine dimineață, o să salut toți giurgiuvenii și pe dumneavoastră. Mulțumim, și toată echipa. Mulțumim, pe mine mai puțin, ci mai bine echipa și giurgiuvenii, că ai văzut telefoanele, mesajele care tot curg, este o dovadă în plus că giurgiuvenii te iubesc pe tine ca om, îți iubesc melodiile pe care le interpretezi. Să mergem la cântat. Vreau să rămână cântecul popular pe mâini bune, pe voci bune. Această muzică trebuie să nu moară niciodată. Nu și cred că nu va muri niciodată. E identitatea românului. Așa. Ia să vedem ce ne cântă nouă acum Constantin Măgureanu, ca să rămână pentru posteritate în arhiva TV Giurgiu, în arhiva emisiunii La Porțile Dorului, iar nota pe care ne-o dă domnul director Petrica Slăvescu aș vrea să fie cât mai mare. Nu știu, până acum îmi face semn de 9+. Să vedem, poate până la final creștem nota la 10 și la mai mult. Constantin Măgureanu. Omule, trăiește-ți raiul, că aici pe pământ e raiul. Omule, trăiește-ți viața, nu-ți pierde nici când speranța. Omule, trăiește-ți raiul, că aici pe pământ e raiul. Omule, trăiește-ți viața, nu-ți pierde nici când speranța.
nu strânge cu sacul banii, ca să vezi cum îți trec anii. Banii n-aduc fericire și-ai să plângi după iubire. Nu strânge cu sacul banii, ca să vezi cum îți trec anii. Banii n-aduc fericire și-ai să plângi după iubire. Și atunci când s-or trece anii, nu mai cumperi cu toți banii. Că bătrânețe-i hoață, ți-a tinerețea din brață. Și atunci când s-or trece anii, nu mai cumperi cu toți banii. Că bătrânețe-i hoață, ți-a tinerețea din brață. Că să trăiești tu bine cu omul de lângă tine. Bătrânețea-ți calcă pragul când-ți este mai mare dragul. Că să trăiești tu bine cu omul de lângă tine. Bătrânețea-ți calcă pragul când-ți este mai mare dragul. De-aia spun omule ție, fă-ți clipe de bucurie, că din viață dacă pleci, nu știi pe ce cărări mergi. De-aia spun omule ție, fă-ți clipe de bucurie, că din viață dacă pleci, nu știi pe ce cărări mergi. Pe cărări necunoscute, regresiile pierdute. De pleci pe lumea cealaltă, poate că ea nu te așteaptă. Treci poate într-o altă viață și lași crânguri cu verdeață. Iubește și fi iubit cât ai raiul pe pământ. Ce are nu prețuiește, dar când pierde ce-a avut, are întoarce ce-a trecut, mă. Așa-i omul cât trăiește, ce are nu prețuiește, dar când pierde ce-a avut, are întoarce ce-a trecut, mă. Sănătatea, viața mii, sunt mai de preț decât banii. Viața e lapte și miere, tinerețea-i cu plăcere. Așa-i omul cât trăiește, ce are nu prețuiește. Dar când pierde ce-a avut, ar întoarce ce-a trecut, mă. Așa-i omul cât trăiește, ce are nu prețuiește, dar când pierde ce-a avut, are întoarce ce-a trecut, mă. Se duce tinerețea, nu mă iartă bătrânețea. Caldera s-a fost odată, astăzi moș și mândra babă. Așa-i omul cât trăiește, ce are nu prețuiește. Dar când pierde ce-a avut,
ar întoarce ce-a trecut, mă. Așa e omul când trăiește, ce are nu prețuiește, dar când pierde ce-a avut, ar întoarce ce-a trecut, mă. Trece timpul, dar noi avem îngăduința domnului Petrică Slăvescu și prelungim, vedem noi cu câte minute, zeci de minute emisiunea, pentru că nu în fiecare zi e Constantin Măgureanu la Giurgiu și mai ales că invitatul meu face parte din puținii preferații ai domnului Petrică Slăvescu. Mulțumesc, domnul Slăvescu! Mai avem mesaje, am să mai citesc dintre ele. Felicitări pentru emisiune, felicitări pentru ansamblul muntenii al societății Nova Force, dedic toate melodiile din această seară locuitorilor din statul Cetatea, semnează Daniela. Mulțumim, Daniela, pentru aprecieri, rămâi aproape de TV Giurgiu, că numai aici te poți întâlni cu cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular românesc. Sunt foarte multe mesaje, încercăm să le mai citim pe parcursul emisiunii, însă aș vrea să-l mai întreb pe invitatul nostru, dacă ar fi să ia viața de la început, ce meserie și-ar alege, considerând că și aceasta de interpret ar fi o meserie? Pentru mine acum este de... Eu sunt angajat din 1990. Și la Doina Gorjului? La Doina Gorjului, așa sunt angajat, am pe cartea de muncă, cum se spune, din 1986. Când unde ți-ai început ca profesionist activitatea? Ca profesionist în 90 la Doina Gorjului. Doina Gorjului, după care? Dar era la Slatina în 86, cum era pe timpul lui Ceaușescu, ansamblu de societate, de unitate, la IPA Slatina, unde eram coleg cu Steliana Sima. La vremea respectivă. La vremea respectivă. Deci de atunci eu sunt prieten cu Steliana. Frumos. În 1986. Și este o prietenie frumoasă, da, în continuare. Da, da. O altă doamnă. Este. O altă o invitată. O cântăreață extraordinar de bună și de mare. Nu întâmplător este și managerul ansamblului artistic, Ciocărlia, profesionist, da. Ciocărlia. Da. Și... și face parte din distribuția spectacolului. De atunci eu sunt bun, iar în momentul de față, solist... În momentul de față, la Doina Oltului din Slatina. În cadrul ansamblului Doina Oltului din Slatina. Enumără câțiva dintre prietenii tăi. Director Costinel Alexandrescu. Dacă ne urmărește pe internet, îl salutăm cu drag. N-are el timp, are alte probleme. Are alte probleme, nu? Dar poate sunt alții din ansamblu. Neta Soare. Neta Soare, Ileana Lăceanu, Maria Ghinea, Cătălin Bărbulescu. Suntem vreo 12-13. Victorița Cică, da. Gabriel Zăvoianu, Dorina Mete, Dinu, deci suntem mulți. Da, și trebuie să recunoaștem că este un ansamblu cu un ansamblu, palmares deosebit, da, bun, da. Cu dansatori minunați, cu instrumentiști de asemenea, de soliști, i-ai enumerat și toată lumea știe cât sunteți de valoroși. Dirijor e prietenul meu Cristi, care mi-a cântat și la nuntă în 2006, un violonist de excepție. De altfel, toți instrumentiștii sunt foarte buni. Te întrebam mai devreme dacă ar fi să iei viața de la început. Totuși nu mi-ai răspuns ce meserie ți-ai alege. Păi am uitat că dăm dintr-un alt. Păi dacă m-ar hărăzi mama și Dumnezeu tot așa, tot. Tot de cântec. Tot de cântec. Te-ai lipi. Pentru că îmi place foarte mult. Extraordinar de mult. Ce înseamnă pentru Constantin Măgureanu? Și mă bucur că și copiii mei cântă. Urmează. Da. Îmi doream foarte mult să cânte mai de mult băiatul meu cel mare, Răzvan. Dar niciodată nu e prea târziu. Sigur că da, este crud, mari... este mic, are 22 de ani, parcă, da, nu? Hai să spun ceva, să-ți dau un exemplu, pentru că eu am stat foarte mulți ani acolo la Târgu Jiu și poate o mică parte l-am ajutat și eu pe prietenul meu care atunci pleca pe drumul cântecului popular, Petrică Mățu Stoian, să știți că s-a lansat la 37 de ani. Și el are acum 52 de ani. Iar Constantin Măgureanu, la momentul ăla și cu Maria Loga, l-a ajutat. Maria Loga, interpretă, da, a ansamblului. Da, deci eram împreună atunci, și noi amândoi... Colegi de serviciu. De serviciu și l-am ajutat pe... Numai atât? Pe prietenul nostru Petrică.
Numai colegi de serviciu cu Maria Loga? Păi și colegi de serviciu, am spus că am fost împreună, eram căsătoriți. Am înțeles, nu, că poate e cineva dintre telespectatori care nu a înțeles, să le spunem noi. Da. Că erați căsătoriți, deci, mă rog, a fost un episod din asta, viața asta fiecăruia. Asta am vrut să scot în evidență. Acum pentru băiatul meu care are 22 de ani sau în iunie, pe 17 iunie împlinește 23, nu e târziu. Nu, nu. S-a hotărât de un an de zile, dar cântă foarte frumos. Eu l-am urmărit, e talentat, și cu siguranță și din... E și frumos? Este, este. Da? Da. Eu nu-i cunosc mama lui Răzvan, dar... Și mama lui... Răzvan. E frumoasă? E frumoasă. Eu am ținut numai femei frumoase. Este domnul, adevărat. Am numai, am femeie frumoasă lângă mine. De Vera nu mai vorbim, e și tânără și ai grijă că este cu mult mai tânără ca tine. A, ce mai contează 10 ani, domnul? Da, nimica toată, nu? Oricum, Vera este într-adevăr un om minunat. Ne înțelegem super, e foarte bine. Poate de acum, dacă o lăudăm după emisiune, ne cinstește și pe noi. Poate ne-o da și nouă o bere. Să poate vedem zic, acum ce ia, suflet o avea. Pentru chestia asta, ea bea și bărbate o bere și o pun, ea conduce și tu până la București. Sau deja a plecat din Giurgiu. Ne-a lăsat aici? Păi eu știu, nu, vedem cred. Noi după emisiune. Păi dar mașina e la mine aici. Păi n-ar nimic, sunt microbuze, iese în șosea, frumoasă e când a făcut cu mâna primului nu e, păi turism. Da, lasă la toată treaba și altceva până la București. Ei, nu se întâmplă, că Giurgiu venii sunt oameni educați, sunt oameni cu frica lui Dumnezeu. Da, nu. Da. Nu, nu, nu-ți face griji și Vera știe să iasă din orice situație. Ce-ar fi dacă ne scoți și tu din situația pe care telespectatorii o așteaptă să ne mai cânți? Eu ți-am spus, plăcere. Vreau să pleci de la Giurgiu obosit, dar ne face plăcere. Oboseala... Deci, eu știu, nu sunt obosit niciodată când cânt. Eu știu, înainte de o emisiune, să mă odihnesc. Îți dozezi toate eforturile. Deci știu tot, să mă distrez, să cânt, să mă odihnesc, să stau cu familia. Deci astea, lucrurile astea, trebuie să le știe fiecare dintre noi. Dacă ne știi cu familia, când mai ai timp să și gătești, să speli, să... Păi aspiri? Am mașină de spălat, păi vase, bine, de spălat, da? Rufe, de... Și dacă a căzut curentul, ce facem la mătură? Și o dată pe săptămână am o oră când mă bate nevasta. Da? Da, o dată pe săptămână. N-am știut, chiar deci dacă suntem lucrurile prieteni... astea trebuie făcute, să știi. Până când ne mai spune nouă câte ceva din familia sa, Constantin Măgureanu ne mai interpretează alte două piese care vor ajunge cu siguranță la sufletul dumneavoastră. Mor de dor de hora oltenilor, că ei au jocuri alese până-n zor să se distreze. Cântați lăutari, cântați ora ca la romanați, că suntem olteni de frunte, nimeni nu ne-o ia înainte. Cântați lăutari, cântați ora ca la romanați, că suntem olteni de frunte, nimeni nu-i ia înainte. Joacă cel mai bine, fruntea sus și pieptul față, joacă până dimineață. La muncă muncesc că zece, la joc nimeni nu-i trece, că e horă oltenească, cine o joacă să trăiască. La muncă muncesc zece, la joc nimeni nu-i trece, că e horă oltenească, cine o strigă să trăiască. Prindeți-vă toți în joc,
loc. Oltenis, oameni jurați, de la Dolj la Romanați, când cânta mărin căleață, Oltenașii prindeau viață. Și mitul bucureșteanu jucam și eu cu tot neamul, când cânta mărin căleață, Oltenașii prindeau viață. Și mitul bucureșteanu jucam și eu cu tot neamul. Și-am ajuns ca frunza-n vânt, și-am ajuns ca frunza-n vânt, lele. Aveam părul negru corp și-n dragoste cădeam rob. Rob eram o zi sau două, până-mi găseam alta nouă. Aveam părul negru corp și-n dragoste cădeam rob. Rob eram o zi sau două, până-mi găseam alta nouă. Of, mă uit la brațele mele, nu mai am putere în ele, nu mai am putere în ele, lele. Dar când eram, Doamne, tânăr, un buștean țineam pe umăr, un buștean țineam pe umăr, lele. Aveam o putere, Doamne, puneam bucul jos de coarne, mândra nu puteam s-o strâng, de frică să nu-mi o frâng. Aveam o putere, Doamne, puneam bucul jos de coarne, mândra nu puteam s-o strâng, de frică să nu-mi o frâng. Ceartă-lele. De mai zicea cât un moșe, Tirial naibii de cocoșe, Tirial naibii de cocoșelele. Că eram cocoș în sat, băteam drumul și-n lat, ca să mă împart la toate, iubeam câte trei pe noapte. Cum am fost dacă aș mai fi doar o noapte și o zi, să trăiesc cum am trăit, să mor și eu fericit. Să-i mulțumim lui Constantin Măgureanu pentru aceste două piese și cu siguranță o să-mi spună că a doua piesă mi-o dedică mie. Da, bineînțeles. Dar eu vreau să-l asigur că, așa cum spunea el în părul text, e vopsit acum. Părul meu este vopsit și nici nu mă dau, am doar 21 de ani și nu-mi fac eu griji pentru ziua de mâine. Da. Continuă să sosească mesaje, mai citim dintre ele. Felicitări pentru emisiune, doresc să dedic toate cântecele din această seară părinților și socrilor mei, din partea copiilor Crina, Ionel și Mădălin. Cu ocazia zilei de naștere, care va fi pe 2 februarie, apropo, pe 2 februarie născut și Aurelian Preda, da, îl salutăm și îi transmitem toate urările de bine și de sănătate, anticipat datei. Familia îi urează lui Florea Brătan din Comuna Malu multă sănătate. De la Marcela, Gabi și Alex, pentru tatăl meu, George Bugean, care pe 2 februarie, o altă
un alt sărbătorit, împlinește o frumoasă vârstă de 59 de ani. Dorim multă sănătate. Pentru familia Buzatu și familia Nițu, toate cele bune, și pentru toți agenții de la Poliția Frătești, semnează Ionica sau Ionică Buzatu. Așa să fie, îi salutăm pe slujitorii legii de la Frătești și nu numai. Felicitări pentru emisiune, doresc să dedic toate cântecele din această seară părinților și socrilor mei, tot de la Crina, Ionel și Mădălin. V-am îndeplinit dorința, iată, de două ori. Și revine același mesaj, probabil și-a luat măsuri de siguranță ca să ajungă familia Iurează lui Florea Brătan din Malu, multă sănătate. Să dea Dumnezeu tuturor a care ne-ați trimis mesaje, ați intrat în legătură telefonică cu invitatul meu și cu mine, tuturor giurgiuvenilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ce este mai bun. Spuneai în primul cântec... Piesele care le-am cântat acum sunt realizate la Chișinău cu Nicolae Boduro și Lăutarii. Nu sunt pe piață, deci cântecele nu sunt pe piață. Așa că urmează lansarea, probabil, anul ăsta îmi doresc. Ei, și promitele telespectatorilor din Giurgiu și nu numai, că după lansarea oficială vom face o altă lansare aici la Giurgiu, la TV Giurgiu, așa cum ne-a promis și cum de altfel a și făcut-o Maria Ghinea. Da. Și sunt... Eu tot le promovez de un an și jumătate. Nu, încă nu mi-am găsit un producător care să fie așa pe placul meu. Și sper că în cu siguranță anul ăsta proximă va fi ocazie să fie să găsesc un producător. Cum ești un om de scurcăreț, îl vei găsi și pe producător și cu siguranță vei avea succes. Trebuie. Spuneai în primul cântec, pronunțai un nume, bucureșteanu. La Hora Oltenilor. Exact. Ai pronunțat numele de bucureșteanu. Ce legătură are acest nume cu întreaga ta carieră de artist? Da, deci acest domn, Mitu Bucureșteanu, a fost dirijorul ansamblului Dunărea din Corabia, un ansamblu foarte cunoscut de când eram eu mic. Ei stăteau numai în străinătate. Numai în străinătate stăteau. Deci el a fost dirijor acolo și e... Din fericire, suntem vecini casă în casă, gard în gard. Frumos, da. Da. Eu și fratele meu am cântat cu dumnealui, el, dumnealui cânta cu acordeonul, sau cântă și cu acordeonul, cu orga. Dar ce e, lăutar, este profesor, da, muncitor? E muzicant și profesor. Muzicant și profesor. Și profesor. Acum e profesor acolo, la Palatul Copiilor, la noi, la Corabia, și se ocupă și de un grup de copii de la Neta Soare, de la Giuvărăști din sat. A fost și în emisiune, da, da, și cu eu. Ei, atunci la ziua mea, și dumnealui mi-a marcat copilăria și tinerețea, mi-a lucrat foarte multe piese și pe acest album mi-a lucrat 3 piese, foarte frumoase de altfel. Am cântat cu dumnealui, eu și fratele meu, de la vârsta de 4 ani, pe scenă. Ce frumos, așa că... ce frumos. Merită elogiat, merită pentru că toate elogiile și să înțeleg că a pus tot, ceva tot la temelia carierii lui Constantin, da, și a lui Marius Măgureanu. Deci dumnealui și maestru Ghiocel m-a ajutat foarte mult. Și după aceea, după ce n-a mai fost maestru Ghiocel, m-a ajutat foarte mult cu piese maestru Nicu Crețu, dirijorul ansamblului Maria Trase de la Craiova, unde și eu am fost câțiva ani buni, unde e fratele meu acum. Știu, da. Marius este într-adevăr, deci un interpret de seamă. Am avut noroc, noroc și mirui de la Dumnezeu să mă ajute oamenii atunci când eu am avut nevoie. Și vreau să spun, domnul Lili, sincer, deci m-au iubit în așa fel încât niciunul nu mi-a cerut altceva. Deci nici bani, nici nimic. Au fost niște oameni extraordinari. Nu știu de ce. Au văzut în mine, probabil, altceva. Eu aș vrea odată să-i întreb de ce au făcut chestia asta. Ei, eu bănuiesc de ce au făcut-o. Da. Te-au urmărit, au văzut că deții calități interpretative, că ești serios în abordarea genului muzical. Și atunci oamenii au investit știind că o să iasă mâine poimine un artist iubit de
toți românii și pentru ești, într-adevăr, rodul muncii acestor oameni și a altora. I-am respectat și iubesc foarte, foarte mult. Pentru că știi vorba românului, omul sfințește locul. Și de câte ori am prilejul, aduc aminte de dumnealor. Am pus întrebarea asta pe care urmează să ți-o pun și ție la aproape toți invitații. Da. Din experiența pe care o ai de 27 de ani și mai cu seamă în ultima vreme când, grație televiziunilor de profil, posturilor de radio, au apărut foarte mulți interpreți, consider că folclorul rămâne pe mâini bune, ținând cont că au apărut atâtea flori în grădina cântecului popular? Sunt, acum, știți și dumneavoastră că sunt foarte mulți tineri, foarte talentați, ce vin acum după noi. Sunt extraordinar de talentați care au mers la un festival, care au girul specialistului, nu? Au girul publicului și n-are cum să dispară lucrul ăsta. Deci, și vor veni copiii, deci copiii, mă uit la copiii mei. Sunt mici, au 7-8 ani, da? Ălalt mic, îi place foarte mult. Deci stă la televizor la muzică populară și se uită la muzică populară. Cel mic de 2 ani și 5 luni. Așa este, dacă ar fi mâine... Deci folclorul niciodată nu va dispărea. Dacă presupunem că mâine ar veni un tânăr, 18, 19, 20 de ani, poate și mai mare, că și la 25 de ani tot tânăr se cheamă, și ar zice, maestre, vreau să-mi întind și mie o mână de ajutor pentru că vreau să mă lansez. Constantin Măgureanu iar întinde acea mână dacă apreciază că este dotat, că are repertoriu, că are costum, că este serios, că nu se duce să cânte cu orga și se duce cu țambalul, că are fondul bun, ar face Constantin Măgureanu un gest să-i întindă o mână așa cum a primit el de la bucureșteanul și maestrii Crețu, de care vorbim mai devreme? N-am mai stat de mult de vorbă sau n-am stat pe tema asta, dar eu am ajutat. Nu, eu știu, dar să le spunem celor care se uită acum la noi. Am ajutat câțiva tineri și mă mândresc așa că pot să-i ajut. Am ajutat pe alții, mai bătrâni. Da, eu știu la ce se referă. Pe cei tineri. I-am ajutat cu un sfat, i-am trimis la un textier bun, i-am îndrumat să facă ceea ce... Și mai ales acum mă ocup de băiatul meu cel mare și îi spun ceea ce trebuie să facă. Ține cont de sfaturi? Ține cont de sfaturi și cred că încet, încet o să fie bine. Știi ce rugăminte am la tine? Și i-am ajutat. Deci am ajutat foarte Ajută-i mulți Constantine și pentru cu că... televiziuni și cu... Deci pe prietenia mea și pe relațiile mele nu Ajută-i e pentru că așa este bine. Bine, cine merită? Pentru că și eu la rândul meu am fost ajutat. Ai avut o mână întinsă. Da, da, da. Dar nu vrei să ne dai și nouă o mână de ajutor? Da, să vă cânt. Sigur că da. Sunt ultimele piese? Să vedem ce spune regia. Oricum, da. Timpul a trecut, e depășit cu 35 de minute, nu ne pare rău. Chiar suntem bucuroși că am avut îngăduință, da. Dar dacă tu sunt pregătite alte două piese, să le ascultăm. Și cu siguranță este și piesa care mie îmi place, din multele pe care le interpretează invitatul meu, îmi place în mod deosebit, Roata. Roata vieții, să opresc. Deci, opriți-o pentru toți. Făcută special pentru atunci când eu am împlinit 45 de ani. Să fii sănătos, să fie doar o treime din viața pe care ți-o dorim să o ai, pentru că meriți tot ce e mai frumos și ce este mai bun, după sufletul tău bun. Și deci, dragii mei, să-l ascultăm cu ultimile piese din emisiune pe Constantin Măgureanu. În poznar pentru o bere și viața n-a săruta. Gură dulce de muiere care n-are bănișori. În
poznar pentru omere și viața n-a sărutat. Gură dulce de muiere, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de e nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de e nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește. În poznar pentru oți uită și viața n-a sărutat. Urița dulce de muică care n-are bănișori. În poznar pentru oți uită și viața n-a sărutat. Urița dulce de puică, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de e nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de e nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește. Tare bănișori, în poznar să bea un vin și-n viața lui n-a avut la mână ceva străin. Care n-are bănișori, în poznar să bea un vin și-n viața lui n-a avut la mână ceva străin. Să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de e nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește. Să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de e nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește. Lume n-am nici bogăție, am băut și am mâncat, așa cum mi-a plăcut mie, eu n-am bani, nu am avere. Lume n-am nici bogăție, am băut și am mâncat, așa cum mi-a plăcut mie, am băut bere și țuică, am iubit și cât o puică, am mai luat și un vinișor și puicuța pe picior. Am băut bere și țuică, am iubit și cât o puică, am iubit și-am sărutat, la suflet de toate am dat. La suflet de toate am dat. Bani, Doamne, să plătesc, roata vieții s-o opresc, măi. Acum când am de toate și-am făcut cap omul roade. Acum când am de toate și-am făcut cap omul roade. Lângă mine am trei blăstare, două mici, una mare. Roată, roată, te ține pe loc. Roată, roată, geaba că nu pot. Roată, roată, că tu te învârtești. Roată, roată, și mă-ncărunțești.
ești. Cât de bine, Doamne, ar fi anii să mi-i pot opri mai, să țin viața în loc aici când am 45 mai. Să țin viața în loc aici când am 45 mai. Parcă sunt mai în puteri și mai mândru decât ieri mai. Roată, roată, te ține pe loc. Roată, roată, geaba că nu pot. Roată, roată, că tu te învârtești. Roată, roată, și mă încărunțești. Ce altul vine, roata pe loc n-o pot ține. Anii vieții se adună, copiii mă ajung din urmă. Anii vieții se adună, copiii mă ajung din urmă. Pentru ei aș opri roata, pe toți să-i ajute tata. Roată, roată, te ține pe loc. Roată, roată, geaba că nu pot. Roată, roată, că tu te învârtești. Roată, roată, și mă încărunțești. Dacă la 45 de ani Constantin Măgureanu își dorește să țină roata vieții în loc, imaginați-vă, dragii telespectatori, noi care am sărit de această vârstă, cât de mult ne dorim ca să ținem roata vieții în loc și cât de mult ne dorim, așa cum spunea în prima piesă din acest calup de două piese, că e bine ca omul să petreacă și să simtă bine cât trăiește, să aibă bani în buzunar pentru o berică, pentru o fetiță, pentru toate mesajele de bine pe care ni le transmitea. Costi, am depășit timpul alocat cu 45 de minute, nu ne pare rău. Îi mulțumim domnului Petrică pentru înțelegere și vreau să spun mesajul pe care mi l-a transmis, cred că o să punem în fiecare seară emisiunea aceasta. Asta denotă faptul că acolo, în regie, băieții sunt încântați de prezența ta și cu siguranță telespectatorii. Un gând înainte, cu 3 săptămâni să ne revedem la spectacol. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Viață lungă emisiunii, viață lungă dumneavoastră, viață lungă televiziunii Giurgiu. TV Giurgiu. TV Giurgiu, să fiți sănătoși, putere de muncă. Și, dragii mei telespectatori, să nu uitați că muzica populară pentru mine este tot ceea ce mi-a dat mama mea și bunul Dumnezeu. Pentru dumneavoastră cântăm, pentru noi familiile să ni le întreținem, pentru tot ceea ce înseamnă pământean, e rodul muncii noastre și cred că dragostea ce ne-o dați nouă, tuturor interpreților de muzică populară, nu vrem ca să vă dezamăgim. Vă iubim și vă respectăm. Spuneai la un moment dat, dragii mei telespectatori, acum aș vrea să-ți parafrazez această expresie și să spun, dragul nostru prieten Constantin Măgureanu, dăm voie ca numele tuturor telespectatorilor postului TV Giurgiu, tuturor colegilor de care lucrează la emisiunea La Porțile Dorului, să-ți mulțumim sincer, din suflet, pentru amabilitatea de care ai dat dovadă și ai răspuns cu atâta promptitudine invitației să fii la noi. Ne demonstrezi încă o dată că ești prietenul nostru,
atât tu cât și Vera, care este undeva în Giurgiu, să-ți mulțumim din suflet pentru piesele pe care, sensibile pe care ni le-ai cântat, și peste 3 săptămâni să te revedem la Giurgiu, la acel spectacol de excepție, și Dumnezeu să îți răsplătească sufletul tău bun cu tot ce este mai bun pe lume. Vă mulțumesc foarte mult și cu cea mai mare plăcere vă răspunde de fiecare dată când veți apela la mine, aveți nădejdea, prietenul la nevoie se cunoaște. Este adevărat. Și vreau să vă mai mulțumesc pentru cuvintele frumoase, întotdeauna a știut să... Nu sunt plecate de la suflet, Costi, și vreau să mă crezi că le spun foarte frumoase, sunt foarte frumoase și revederea cu giurgiuvenii la spectacol o să fie extraordinară. Sunt convins că sala o să fie arhiplină, nu numai pentru noi vreau să veniți, vreau să veniți să ajutăm acel copil pe Ruxandra, da? Să o ajutăm, pentru că și noi venim să o ajutăm pe ea, să veniți și dumneavoastră să o ajutăm cu toții. Vă mulțumesc din suflet. Dragii telespectatori, în numele întregii echipe, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o să ne urmăriți până la această oră și vă promit că și săptămâna viitoare, când deschidem porțile dorului la TV Giurgiu, vom avea un alt invitat de seamă al cântecului popular românesc și, așa cum v-am promis de săptămâna trecută, n-am să le mai desconspir numele, pentru că vreau ca nerăbdarea să crească pentru fiecare dintre dumneavoastră. Lili Clemen vă mulțumește pentru atenție și vă invită în continuare să urmăriți emisiunile postului TV Giurgiu și nu uitați, Folclor, numai la emisiunea La Porțile Dorului, vă oferă posibilitatea să vă întâlniți cu cei dragi din cântecul popular românesc. Până săptămâna viitoare, la revedere!